La știrile Bucovina TV alături de noi se află Mihai, ca în fiecare zi. Bine ai venit! Bine te-am regăsit, Oana! Lungă a fost despărțirea. Da, îmi place că te asortezi, că unghiuțele tale ți asortează cu albastru fulgilor mei. Și tu ai pe unghiuțe fulgi de ne. Ce ți-ai pus acolo? Moșu? Moș Crăciun? Bă, nu, altceva, dar Moș Nicolai. Să nu zic. Moș Nicolai! Noi am o problemă cu bufnițele și recunosc că e o problemă. Dar, de ce? Bufnițele este niște animale cică foarte inteligente. Nu cică. Sunt chiar. Altfel nu rezistă atâta timp. Da, dar nu toată lumea înțelege mesajul cu bufnița. Obsesia mea, știi? Știi cum se zice? Că dacă ai bufnița pe casă, nu știu cât, încep mătușile să ia cu vâr, vezi, peste trei zile, o cântat cucuveaua ala pe casă, îți vine mortul. Da, adevărul că noi avem tot felul de credințe de astea. Credințe, da? Noi știi ce facem cu... Noi sacrificăm porc, poana porc, șoriciul mâncăm. Europenii fac Adidas din ei. Nu îl mâncăm, adică la noi e treaba bună. Dar nu, e foarte bine. Americanii se crizează la tăierea porcului, știi că da, a fost acolo câțiva ani. La Chicago a fost absolut delicioasă povestea. Au venit cu pompieri, cu... Așa. Omul de altfel bine intenționat. A luat un șpiț. El voia să păstreze tradiția. Tradițiile. Apropo de tradiții, da, și da, ai zis că da, a fost lungă așteptarea și da, despărțirea. Aveam de aici, am stat. Cum a fost ziua de ieri? De decembrie. 20, de pe 28, 29, 30, 31, 31 n-a fost, că e luna asta, 31, că e noiembrie, are 30, 1 decembrie. Una, pe persoană fizică, nu mi-a plăcut. Nu, foarte urât afară, multe discursuri, multe lume care... Aș fi vrut o leacă mai mult distrare. De ziua românilor, mie mi-ar plăcea să fie ziua românilor. Nu să fie ziua oficialităților române. Că nu e ok. Da, știi cum e? Atât s-a putut, e bun și așa. M-a deranjat altceva mai tare, Oana, și e dureros ce s-a întâmplat cu mega necazul din parcarea acolo, de la parcarea de la bancă. Știi, nu? Pe 29. Pe 29, o băiatul ăla din Botoșani cu cuțitul a hăcuit un tânăr, a luat după aia o mamă de bătaie soră cu moarte, l-a arestat poliția, e în arest acum. Povestea e foarte urâtă. Ce s-a întâmplat acolo la restaurantul, putem să-i spunem, nu, la un restaurant din, din vecinătatea stației de la bancă, cereva stației de la bancă, omul a intrat, am văzut și am ascultat câteva mărturii oamenilor care au fost acolo înăuntru, că noi avem, presa are imagini doar din parcare ce s-a întâmplat. Când ies omul cuțitul din restaurant, ziceai că e steagul, flutura steagul de 1 decembrie, steagul României, și apoi cum lumea se repede, e o poveste foarte încălcită acolo. Ce s-a întâmplat în restaurant însă e foarte dureros. Povestesc martorii că omul a intrat cu cuțitul, e tagan. Și baioneta e mai scurtă decât cuțitul ăla și a cerut niște bani, s-a dus în casă, a dus după bar, fata care era după bar acolo, s-a urcat pe bar, săraca speriată toată, clienții mărmuriți, băi, ce face ăsta, vezi că e cuțit, adică, știi cum e, momentul ăla de panică totală, e ceva incredibil, ceva incredibil. Avem, din păcate, multe evenimente de genul acesta, se petrec mai multe acum în ultimii ani, ne uităm mai mult la televizor, la filme americane, sau nu erau suficient mediatizate înainte, nu știam de ele. Odată că nu știam de ele, doi, să știi că în perioada asta sărbătorilor, din discuțiile pe care le-am purtat cu psihologi și psihiatri, nu psihoanaliști, psihiatri, am zis bine, lucrurile sunt destul de complicate. E perioada sărbătorilor de iarnă, e perioada în care fiecare, și hai să râzi, fiecare simte că e îndreptățit la mai mult. E o perioadă ciudată acum, e și postul, e și războiul ăsta cu Ucraina, vezi un întreg buchet de știri rele la televizor, nu, deschide, nu știu, cu ce ai început astăzi buletinul de știri, dar bănuiesc că nu cu apauze. Uite-te la televiziune centrale, toată lumea se uită la televiziune centrale, că ăștia suntem, știi? Când deschizi, e de rău, Oana, e de rău. Îți vine și factura la curent și vezi că ai 3,7 lei kilovatul, de-aia îți povesteam eu, da? Și ai de plătit 2000 de lei pe două luni, că ți-o venit, că nu ți-o dat factura de luna trecută, ți-o venit luna asta, că el se ieftinește de la 1 ianuarie, dar noiembrie și decembrie și octombrie îl plătim la 5000 de lei kilovat, ăsta megawatt ora. Și te întrebi ce se întâmplă și când vezi că aia noi, în farfurie începe să fie mai pe așa densitate la supă, să nu fie foarte mare, începi să o iei razm. Și sunt oameni care nu stau bine cu psihicul. Dacă ți se mai întâmplă o nedreptate, Oana, că da, se întâmplă și în trafic, ce se întâmplă? Ți se mai întâmplă și o nedreptate, îți vine să, da, să pui mâna pe topor și să ieși în stradă. Nu mai contează că la care ai dai în cap nu e vinovat. Nu mai gândește momentul ăla. Păi de ce nu mai gândești? Pentru că tu ești supărat. Îți spun din discuția cu psihologii, cu
psihiatri, da? Așa, e numai, supărat. E un nivel, Oana, este un nivel de supărare, pregătitoare, știi? De frustrare. Numărăm gând până la 10. Da, dar îți trebuie un pic de școală pentru asta. Îți trebuie un pic de exercițiu. Îți trebuie un pic de consult cu psihologul. Păi da, dar asta ne diferențiază. Până la urmă, știi, suntem animale la bază. Da, eu nu am că, ce apropo mânca. De ce spuneai, și animalele sunt mai agitate în această perioadă, conform statisticilor de la medicii veterinari și nu numai, de la urgențe. Foarte multe persoane s-au prezentat mușcate de câini și pisici. De ce? Hai să spun de ce. Că tot stăpânii lor sunt foarte agitați. Așa. Stăpânii sunt foarte agitați din cauza la tot ce se întâmplă. Și bineînțeles că o să iasă președintele nostru și spună de domnul Putin de vină. Mă gândeam vină. Că vorbești mai repede și voiam să te corectez. Dar am vorbit mai repede, am pus cu ori 6. Nu, Oana, hai ca să ne înțelegem. Nu suntem într-o situație normală și corectă. Nu suntem, Oana. Nu am fost niciodată într-o situație normală și corectă. Oana, nu-i dreptul să încerc mie să fac, fulgi pe să tine, fac economie la curent și tu să asiguri curentul Moca pentru Republica Moldova. Nu ai dreptul, Oana, să-mi ceri așa ceva, Oana. Nu poți să-mi ceri așa ceva. Păi, deci eu dau gratis o țară întreagă. Nu o fi frații noștri. Mă, dar întâi eu. Eu aici și ce? Dăm și acolo, n-am zis să nu dăm. Bă, dar nu li dai alora gratis și tu îți iei. Bă, dacă întrebă, te iubești pe întâmplă? Tine întâi, poți face și pe ceilalți să se simtă bine. Da? Așa și intervine frustrarea. Și nu intervine frustrarea. Când ajungi aici, până aici frustrarea, nu te mai uiți, că nu mai ai scăpare. Vezi că nu mai ai scăpare. De ce? Poliția, siguranță și încredere. Da, mai întâi încredere și mai venim cu siguranța după aia. Salvarea. Pune să vă zboare salvarea la ceva. Pe care... E un culoar de urgență? Doar poate, aha, dacă... Uh-huh. Bine, bun. Vezi ceilalți din jurul tău, ceri o ajutor, tot se uită la tine, bă, lasă-mă în pace, bă, lasă-mă că am și eu problemele mele. Pe de altă parte, vezi celelalte știri. Ăla, manelistul, nu știu care, a dat cu mașina de sute de mii de euro și a ieșit aseară, făt frumos, pe partea poliției și dă declarații la presă. Deci cum pandemia nu ne-a învățat nimic, da, da. Deci... Păi nu ne-a învățat, da. Ne-a făcut, știi că lumea spunea că vai... Știi ce s-a întâmplat și cu băiatul ăsta din Botoșani? El s-a dus să-și facă singur dreptate. El avea niște povești acolo cu restaurantul respectiv, fusese câteva ore în probe, i s-a părut că trebuie plătit pentru probele astea. Știi, lucrurile lăsate la jumătate, știi? El s-a dus, cum s-a dus? Nu s-a dus, bă, dați-mi cu ITM-ul după el și cu poliția, domnule, vreau frumos, asta este dreptul meu, vă rog să mi-l dați, s-a dus cu cuțitul. Că acum mai avea el nevoie de bani, lui îi trebuiau acum bani. Nu știi ce avea acasă, nu știi ce Dumnezeu avea acasă, nu știu cu ce necaz a venit el de acolo. A venit la Botoșani, a cheltuit niște bani, el avea bani să se ducă înapoi acasă. El a zis, bă, mă duc să-mi iau banii ăștia, să-mi dea. Știi, lucrurile se leagă într-un fel, de-aia spun, un pic de rău de aici, un pic de rău de aici, un pic de rău de aici, un pic de rău, ți ajunge frustrarea de aici. Și ce faci? Sun la? Unde să sun? Păcat că nu mai trăiește moșii în roată n-ai și cum, n-are Oana, telefon. Că... Oana, poliția îți spune că nu are suficienți oameni și mașini. Ți-a spus? Ți-a spus. Răspicat, cu subiect și predicat. Au făcut din... Au cules din sursă externă, nu? Da. Au angajat. Ăștia din sursă externă zici că sunt pictori. Ești de la pensat, nu? Parcă așa au fost la București. Ești eu de la pensat. Păi nu așa, te mai poți. Păi, nu mai, acum Oana, 20 nu și mai. Ceva de ani nici măcar nu te gândeai că în MAPN, MAI poți angaja din sursă externe. Deci era ceva... Păi că să te gândești, bă, tati, las-o așa. Tu și atât. Dacă poți tu să-ți rezolvi treburile, dacă nu, crede-mă pe cuvânt. Eu nu văd să fie o direcție bună. Și stai să vezi ce urmează. Să dea bunuțul, să mănânc eu ciupești degeaba, să dea bunul Dumnezeu, să nu am dreptat. Să vezi ce va urma. Urmează și două strapazoare. Intrăm în perioada cu... E pre-strapazol acum, știi? Să vezi tu ce va urma, Oana. Pentru că băutura, cu frustrarea, cu supărarea, cu necazul, cu sărăcia, știi la ce duci. Tati, asta e. Atât s-a putut. Ori eu, știi, în loc să plângă mama, mai bine să plângă mama lui. Nu, și nu mai. Îmi place cum ai început luna cadourilor. Dar n-am ce face, Oana, n-am început eu. Din păcate trebuie să vedem realitatea. N-am început eu. Nu, n-ai început totul, doar ai adus-o. Azi că vin pe 8 decembrie, mai știi ceva să mai votează Schengen pentru România sau nu se mai votează? Că nu mai știu. Mi-ar plăcea să da, dar eu zic că nu, știi? Acum, toți prietenii vedem. Noștri, frățiorii care susțineau România, România este pentru noi. Pavel, acum când e vorba să România ceva, hai, vă sunăm noi, nu mai sunați voi la ușă, ieșim noi când avem nevoie. Hai, voi mergeți acasă, hai, pa, 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 pa. Oana, cum să nu te enervezi? Toate buletinele de știri încep cu rău, se termină cu rău. Rău se termină cu rău. Na, și tu zici, acolo copilul tău se uită la televizor, tata, îmi ieși și mie un cozonac de ala. Ți-ți vine momentul ăla să... Mă duc să mă iau copilul meu un cozonac. Vă, un cozonac, mă, Oana.
Ai văzut când s-au dus în magazin? Ți-am zis că ne vorbi de câteva zile. S-au dus fetele în magazinul nostru și au furat și ochelari. Odată ajungi cu frustrare până aici și odată minunățile care vin tineretului din urmă, da? Care trebuie să fie curte, să fie. S-au dus să fure ochelari de soare. Îi trebuie ochelari de soare în perioada asta, că a bătut soarele tare zilele astea, și s-au dus în magazin să facă. Ei, nu e o emblemă a tineretului și nu putem generaliza. Da, dar îți spun, cu acești tineri, părinții trebuie să gestioneze treaba acasă. El iese, s-a făcut de râs, da? Iese în drum. Are și un caz pe stradă, l-a mai stropit la Chira cu a trecut cu mașina în viteză, că nici el nu era atent la, așa, la groapa aia. Și uite ce se întâmplă. Următorul pas, știi care e al tatălui? Și dacă, ți-am spus, dacă treaba e bună. Nu vreau să fiu rătăci, dar să dea Dumnezeu să ne putem calma și să putem trece cu bine perioada aceasta. Este o perioadă extrem, extrem de dificilă. Nu-ți vine că nu e luna cadourilor, e luna mega frustrărilor pe care nu o să le putem gestiona bine. Și ți-o spune Mihai Chira, care a vorbit cu 4 oameni, 2, 3 psihologi și un psihiatru. Măi, în ce mă privește, e mai bine, mi-am făcut cadou o bluziță mai groasă pe care o mai utilizez din când în când ca să fie bine pe restul palierelor, știi, pe ăla cu portofelul, să nu ajung la frustrări, să nu ajung la psiholog și ca să nu ajungem niciunul dintre noi într-o situație neplăcută. Delicată, nu primim aici ca să nu avem discuții cu doamna Veticu. Ne vedem luni aici, la știrile Bucovina TV.